Platforma Mișcarea pentru Popor face apel către toți cetățenii nemulțumiți de tarifele mari la gaz, electricitate și căldură să iasă duminică, 19 februarie, la ora 13, la un meeting desfășurat în fața clădirii Parlamentului, pentru a cere guvernului să plătească facturile la întreținere pentru populație timp de 3 luni de iarnă. Trebuie să cerem insistent ca facturile să fie achitate sau compensate în întregime tuturor cetățenilor noștri. Dacă o să fim mulți și unde sunt mulți, puterea crește, noi o să putem să obținem acest rezultat. Și încă o dată vreau să accentuez că în data de 19 februarie nimeni nu pregătește careva destabilizări sau revoluții. Potrivit reprezentanților platformei Mișcarea pentru Popor, oamenii au primit facturi mari la utilități din cauza managementului actualei guvernări, motiv pentru care este necesar ca autoritățile să plătească pentru greșelile lor. Ei ar trebui să plătească pentru aceste greșeli, dar nu noi. Nu ar trebui să cadă această povară asupra noastră. Au primit o grămadă de împrumuturi. Nu este clar unde le-au cheltuit, dar noi trebuie să plătim mai întâi facturile mari la utilități din cauza greșelilor lor, apoi să rambursăm aceste împrumuturi. Pe data de 19 februarie, ora 13, vă așteptăm cu toții, pe toți, la un protest pașnic. Nu vă lăsați provocărilor și nu vă dați manipulărilor. Prezența dumneavoastră este foarte importantă, așa cum este importantă fiecare semnătură pentru această inițiativă, mișcare populară, unde ne cerem niște drepturi la un trai decent în țara proprie. Platforma Mișcarea pentru Popor a fost creată la începutul lunii februarie. Din ea fac parte partidele Șor, Acasă Construim Europa, Renaștere Vazrajdenie, Uniunea Centristă din Moldova, precum și activiști civici, Asociația Veteranilor Ministerului Afacerilor Interne și aleși locali. Din cauza situației socioeconomice dificile din țară și inflația record, Mișcarea pentru Popor a dat startul campaniei de colectare a semnăturilor de la cetățeni pentru a obliga guvernul să plătească integral facturile pentru resursele energetice ale populației în perioada decembrie 2022-februarie 2023. Până în prezent au fost strânse deja peste 300.000 de semnături ale cetățenilor. Reamintim că autoritățile explică creșterea prețurilor și a tarifelor din cauza războiului din Ucraina și a crizelor fără precedent, de care Moldova a suferit mai mult decât alte țări, și oferă sprijin populației prin compensarea parțială a tarifelor la energie în funcție de categoriile de vulnerabilitate.